Cred că această întâlnire a tinerilor este un context deosebit pentru noi, noua generație, tinerii care suntem în acest vârtej în care suntem prinși datorită faptului că nu suntem apropiați de biserică, deoarece încearcă prin metodele pe care le are, prin aceste dezbateri, prin jocuri, prin concertul care va fi în această seară, prin vizitele pe care le facem grupați, să ne apropie cât de mult poate de acest context, de contextul bisericii. Încercăm față de celelalte culte să ajungem la un nivel destul de mare, în ideea că în România, cel puțin, sunt foarte puține întâlniri ale tinerilor, sunt foarte puține grupări de tineri, asociații sau grupuri de cateheză care să poată face tabere sau întâlniri. Ca și tânăr, îmi doresc foarte mult ca în cadrul episcopiilor să se mai întâmple acest lucru, în cadrul patriarhiei și, de ce nu, să rămână, să se facă o tradiție ca peste 20 de ani, când noi vom avea o altă vârstă și nu o să ne mai putem numi tineri, decât poate cu sufletul, să putem să ne aducem aminte de aceste momente cel puțin unice pentru mulți dintre noi, pentru că fiecare întâlnire a tinerilor, care se întâmplă în fiecare an, într-un alt oraș, este un context nou, sunt oameni noi, ne facem prieteni noi și în felul ăsta creăm o rețea în toată țara de tineri care avem aceeași viziune, avem același scop și împărțim aceleași subiecte de discuție, cel puțin, legate cel mult 80% de cadrul acesta al bisericii. Să nu uităm faptul că suntem tineri și a fi tânăr înseamnă, pe de o parte, atât a încerca să te maturizezi și a încerca să îți faci sufletul să fie din ce în ce mai frumos și să ai grijă de tine, nu ca trup, ci mai mult ca suflet, dar să nu uităm că, fiind tineri, trebuie să avem un context în care să ne putem întâlni într-un mod mai non-formal, unde să putem comunica mult mai bine. Cred că tinerii sunt deschiși la asemenea întâlniri, tinerii vor să participe și, de ce nu, pleacă cu foarte multe învățăminte din aceste evenimente, proiecte naționale. Viziunea noastră a tinerilor față de România viitoare, cred că ne-am dorit cel mai mult să avem o Românie altfel. Îmi place să spun lucrul acesta, deoarece trecând de acea parte după 90, în care părinții noștri, bunicii noștri au fost constrânși de a se exprima liber față de învățăturile bisericii, pe de o parte, pe de alta, de a merge direct la slujbele bisericii, de a lua contact direct, noi avem această libertate pe care, din păcate, nu știm să profităm. Așa cum timpul nostru liber îl categorisim și îl încercăm să ne facem un program stabil, cred că așa măcar o jumătate de oră pe săptămână, cel puțin, ne putem face timp pentru a merge la biserică. Nu neapărat de a ne ruga din cărți, ci a ne ruga din suflet și de a cere ceea ce este cel mai bine pentru noi. Viziunea noastră, o Românie altfel, o Românie a tinerilor, în care să nu promovăm ceea ce putem spune că ni se impune din afara țării, ci să putem face noi ceea ce credem că este mai bun, ceea ce este în contextul bisericii. Și ca tineri de viitor, cred că trebuie să luptăm mai mult și să simțim ceea ce ne dorim. Atunci când cântăm "Cu noi este Dumnezeu" sau orice altă cântare, așa cum am fost aseară în marș și am încercat să intonăm anumite imne, să le simțim și să le cântăm nu neapărat cu buzele, cu trupul, ci să le cântăm din suflet și să credem că cu noi, într-adevăr, este Dumnezeu și că toate neamurile acestei lumi îi se supun lui Dumnezeu și că El este creatorul tuturor oamenilor.